Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la un delicios gem de prune. Haideți să vedem cum se prepară. Avem nevoie de 3 kg de prune, 1 kg de zahăr, zeama de la o lămâie și jumătate și opțional o esență de rom. Prunele se spală, se scot sâmburii și se lasă pe jumătate. Le punem într-o oală cu gură largă, adăugăm zahărul și lămâia, amestecăm bine cu mâna și îl acoperim cu un prosop, urmând să le lăsăm la temperatura camerei peste noapte. A doua zi le amestecăm, veți observa că ele au lăsat zeamă, și le punem la fiert. Este foarte important ca din momentul în care încep să fiarbă să amestecăm constant pentru a nu se lipi de oală. Am pregătit și borcanele pe care le-am sterilizat. Păcat că nu puteți mirosi, pe lângă faptul că au o culoare superbă și mirosul este demențial. Din momentul în care au început să fiarbă, eu le-am lăsat fix 30 de minute la fiert. După care am oprit focul și le-am pus deoparte la odihnit 5-10 minute. După ce prunele s-au odihnit, este momentul să adăugăm esența de rom, apoi le turnăm în borcane, punem capacul și întoarcem borcanele pentru 30 de minute. Sper să încercați și voi rețeta, este una foarte, foarte simplă și foarte gustoasă. Așa arată gemul nostru. Veți găsi în el și bucăți întregi de prună.